astăzi am ajuns în casa lui Paula Nanie. Pe Paula Nanie îl știți de pe YouTube, din concursuri și de pe la televizor. Paula Nanie este un bun prieten pe care îl cunosc de când avea el 14 ani, din 2009 mai exact, de la Jitbei. Și când spun Paula Nanie, spun ciucuri portocalii. Bun găsit, Paul, mă bucur că am ajuns la tine în studio aici. Da, bine ai venit, iată, în umila mea căsuță pe care am transformat într-un studio de filmat. Mă bucur că ai poposit astăzi pe meleagul Bucureștinei, dar în inimă de Maramureș, cumva. Și culmea, strada se numește Baia Mare. Da, da. Eu din Maramureș am nimerit pe strada Baia Mare. Strada Baia Mare care este încadrată într-o anume subzonă a județului Maramureș, dar cred că despre asta vom vorbi astăzi, nu? Ăsta este și motivul pentru care am venit la tine acasă. Îl știți cu toții ca și interpret și vă spun eu că este un perfecționist desăvârșit, își face temele tot timpul și este tot timpul pe fază. Astăzi vreau să vorbesc cu etnologul din tine și practic să punctăm câte ceva despre costumul popular din regiunea Maramureș. Vom vorbi despre acest lucru și mă bucur că ai apelat la mine pentru că m-a interesat tot timpul să cercetez, să caut și să mă informez în ceea ce privește costumul popular din diverse zone, nu doar de la mine de acasă. Mi-am făcut temele, cum zice Loredana de Jereța. Dincolo de teme, ai și niște ani de facultate la activ în domeniu. Da, într-adevăr, am urmat cursurile Facultății de Litere la specializarea studii culturale, etnologie, care mi-au purtat pașii și spre acest domeniu, spre domeniul etnografiei, m-au făcut să fiu curios, să-mi pun întrebări și să cercetez. Și dacă tot m-ai întrebat de portul din județul Maramureș, vreau să-ți spun că județul Maramureș, ca județ întreg, este împărțit în mai multe subzone. Bineînțeles, toată lumea când se gândește la Maramureș, se gândește la portul din Maramureșul istoric, cel pe care îl vedeți și aici prin spate. Dar să știți că Maramureșul este mult mai complex decât doar această zonă. Conține 4 subzone mari despre care vom vorbi astăzi. Eu vreau să vă spun așa că acest costum popular din Maramureș, atât cel femeiesc cât și cel bărbătesc, se înscrie prin structura sa, în tipologia generală a portului românesc, însă cu diferențe zonale. Și adică, Maramureșul, ca vi-l închipuiți acum județul Maramureș, da? Este împărțit în 4 subzone. Zona de nord, care se învecinează cu Ucraina până la granița cu județul Suceava, este Maramureșul istoric, îl vedeți și în spate, vom vorbi despre el. Zona de sud, zona care se învecinează cu județul Bistrița-Năsăud, se numește zona Lăpușului și are influențe din județul Bistrița-Năsăud, din țara Năsăudului mai exact. Zona de centru cu sud, cumva, sud-vest, dacă zicem așa, este zona Chiuarului, care conține orașul Baia Mare și zonele din prejur, iar zona de vest este spre județul Satu Mare și conține zona de Codru, care zona de Codru e împărțită în 3 județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, da? Vom vorbi la rândul ei. Culmea, Maramureșul nu conține zona Oașului, pentru că toată lumea are această confuzie creată cu mulți ani în urmă că dacă ești din Maramureș, ești oșan. Nu, dragii mei, nu ești oșan dacă ești din Maramureș. Ești vecin cu oșenii. Ești vecin cu oșenii, exact. Oșenii sunt situați ca zonă în județul Satu Mare. Șoc și groază, da, nu sunt la noi. Așadar, am prezentat zonele mari ale județului Maramureș și fiecare zonă mare pe care am prezentat-o se împarte în mici subzone care sunt caracterizate fie de anumite centre municipale, adică de anumite orașe și zone mai mari, fie de văile apelor care curg prin acele zone. Acum, încă câteva particularități. Costumul femeiesc din zona Maramureșului istoric și al Lăpușului aparține categoriei costumului cu două zadii, adică cu două catrințe, una în față și una în spate, frecvent apărut în Transilvania și Banat. Cel din zona Codrului și a Chiuarului este cel cu o singură zadie, un șurț în față la femei, și la bărbat păstrează elemente generalizate ale românilor de pretutinde. Element specific zonal, dar strict specific pentru zona Maramureșului istoric și Chiuarului, este o haină scurtă, mițoasă, din lână, materialul este numit pânură și se numește gubă sau poartă alte denumiri în funcție de zonă. Însă aceasta este un element specific, îl găsim numai la noi. Acum să începem incursiunea în zone, în Maramureșul istoric, pentru că este zona mea și voi vorbi despre ea cel mai mult. Deși este unitar în tipologie, prezintă anumite diferențe în funcție de, cum ți-am spus, microzone, dacă le putem spune așa.
Microzonele sunt date de apele principale, de văile care străbat județul, și anume Valea Marei, Valea Izei, Valea Tisei, Valea Coseului și Valea Vișeului. Diferențele între văi se referă mai mult la ornamentație și la coloristică, pentru că, practic, elementele sunt aceleași, însă ornamentația lor este diferită și, uneori, și materialele folosite sunt diferite. Practic, ce porți astăzi pe tine? Mi-ai spus că este una dintre cele mai vechi cămăși pe care le porți. Da, este, într-adevăr, o cămașă din Maramureșul istoric și, că mi-ai zis tu cu ciucuri galbeni, să spun o istorioară. Am un amic care mi-a spus, da, tu ai o singură cămașă pe care o porți. Am zis, cum o singură o cămașă? Păi tu cu cămașa aia cu galben și portocaliu mergi. Dragi prieteni, în satul meu s-a cusut, în principal, diferența este doar la motivele cusute. În rest, culorile sunt galben și portocaliu. Adică mai apare din când în când ori verdele, dar mai spre încoace, mai spre noi, ori cavisin. Știi ce înseamnă cavisin? Nu știu ce înseamnă cavisin. Să-ți spun o treabă. Maro, exact. Ei. Dar să spun și de unde vine cavisinul ăsta. Vine din influența limbii maghiare și este compus din două cuvinte. Cavei, care înseamnă cafea, și sin, care înseamnă culoare. Culoarea cafelei. Culoarea cafelei, practic. Da. Cavisin, deci maro. Și atunci, majoritatea cămășilor mele sunt cusute cu galben și portocaliu, însă diferă motivele prezentate aici pe piept. Și mi-ai explicat mai devreme că ai căpșuna. Da, această cămașă conține motivul căpșunii, deși trebuie să fiți atent ca să-ți dai seama, aici este cumva tulpina și aici e căpșuna, iar pe mânecă are cusut aici la pumnășei, are motive geometrice. Asta este grebla și acesta este cârligul. Ele prezintă în principal modele geometrice, dar pe măsură ce au avansat tehnicile și materialele și-au dat seama că pot să facă și modele florale, dar tot cumva geometrizate, că vezi că nu e chiar o floare exact făcută cum ar trebui să fie. Ok, acum materialele folosite sunt cânepă și bumbac, pânze de cânepă și din bumbac, pentru că mănși, poale și gati. O să explicăm fiecare ce sunt. Lâna de oaie folosită pentru zadi, adică șorțurile din față, gube, pieptare, ciorap, mânecări și traiste. Acum, portul popular bărbătesc. Este compus din clop, care la fel diferă în funcție de zonă. Clopul pe care îl port eu, că multă lume mă întreabă, tu de ce nu porți clop de la mic? Că toată lumea când vede Maramureș și-a dă de clop din acela mic. Clopul acela mic se poartă... La noi sunt diferențe chiar de la sat la sat uneori. Se poartă în zona Văii Marei, dar în zona pe care o reprezint eu, adică Valea Marei, la mine în sat se adună și Iza și Mare, eu pot să zic că de unde vreau, practic. Dar eu sunt mai mult pe Valea Marei, pentru că am costumul specific care seamănă cu Valea Marei, însă clopul, în zona Vadului Izei, comuna mea, Sighetul Mărmații și încolo, în Maramureșul din dreapta Tisei, care a rămas în dreapta Tisei, bine, se mai purta și prin Bârsana și prin alte localități, dar în principal în acestea s-au păstrat mai bine, s-a purtat acest tip de clop, făcut din paie, aici bordat cu un fel de catifea, la nici chiar catifea, e o pânză mai colorată cumva, cu borul puțin mai înalt decât clopurile acelea pe care le știți și culmea, lângă satul meu este satul Berbești, care poartă clop din acela mic, cum știe toată lumea. Din artizanat, știți, sigur. Da, cu siguranță. Clopurile sunt făcute din paie în principal și pe Valea Izei sunt făcute din fetru sau dintr-o pânură neagră, ca o pălărie neagră, simplă, normală. Mai sunt alt fel de clop. Prin săpânța se poartă un clop diferit, portul din săpânță este aparte și la femei și la bărbați, este de o frumusețe extraordinară și e cusut cu mare migală. În săpânța se poartă tot clop negru din acea pâslă, dar mai lat, cu boruri mai late, cu margini mai late cumva și este, v-am zis, diferență de la sat la sat. Cămașa de Maramureș, de Maramureșul istoric, să zicem așa, este cea de tip nou, spune în această carte despre care vă voi vorbi mai târziu, spune Ortanța Dogaru, este mai lungă decât cea veche, trecând peste talie. Cele vechi, am găsit și eu cămăși vechi foarte scurte, foarte scurte. Eu mă gândeam cum poartă oamenii ăștia atât de scurtă cămașă, dar mi-am dat seama după aceea că nu purtau curea. Și atunci cumva se potrivea. Este largă, cu mâneca încrețită din umeri și mâneca poate să fie fie largă jos, se numește cămașă cu mânici largi, sau fie așa cum este prinsă la mine, se numește cămașă cu mâneci șute. Modelul acesta, ai mei îmi ziceau că e modelul unguresc.
pentru că e cumva orășenesc, e prinsă, nu mai e cu mânecă largă, e mânecă prinsă în manșetă. Apoi costumul femeiesc este în jos, purtăm chimir, curea din piele, cu modele presate la presă, are modele florale și cu mici inserții din piele colorată. Acum mai rar găsești inserții din piele colorată, cureaua mea este făcută nouă pentru că încă se mai fac, mai sunt meșteri care fac și este cu inserții, dar nu e, cred că e piele, e un fel de mușama, o chestie, dar e, păstrează cumva linia tradițională, să-i spunem, și cu bumbi din metal. Poate să aibă 3 catarame, 4 catarame, 5 catarame, în funcție de câte catarame avea, fecelul era mai înstărit. Adică avea material să pună în curea, practic. În jos se poartă gatii. Gatii sunt acei pantaloni largi, care se poartă în toată area din Ardeal, Transilvania, le găsim și până în Banatmer, doar că dimensiunea mai scade. La mine o metodă de a purta gatiile a fost împăturarea lor în dungi verticale. Nu, orizontale. Orizontale. M-am culcat că verticale sunt în cealaltă subzonă, o să vorbesc despre asta. Da, pliați. Și se spunea că cu cât mai multe dungi are feciorul respectiv, cu atât e mai bogat. Erau un semn de statut social. Erau dungile acelea, erau un semn de statut sau social. Sau mai înalt. sau mai înalt. La mine, dacă te uiți, nu sunt atât de dese dungile. Sunt un pic mai late și făcute așa. Eu sunt mai de clasă mijlocie, să zicem așa. Însă mai de mult se făceau la cămășile, spre exemplu, din zona Eudului, care sunt cu mâneci largi. Inclusiv cămașa se, mânica cămășii se făcea așa și era făcută foarte greu cu niște ațe, era o tehnică... Greutăți ceva să prespunsele... Erau niște lamele din lemn, dacă putem să zicem așa, și erau călcate cu acele lamele și prinse, era o întreagă experiență să faci asta și oamenii din Eud și acum poartă și zici că au acordeoane pe aici și la gati la fel, sunt foarte mici dungile. La mine nu se mai încrețește, că n-am cum să încrețesc pentru că e mânecă strânsă, dar gatile e și un mod mai bun de purtare prin bagaje, știi și tu, că trebuie să ne ducem prin toate locurile cu bagajele după noi și atunci era mai optimă această purtare. În jos se poartă cizme, opincile s-au purtat la noi în timpul străvechi și mai mult de, adică dacă au rămas și în actualitate, sunt purtate de bătrâni. În schimb, gospodarul avea cizme. Întotdeauna, cine era gospodar, avea cizme din piele. Piesa cea mai spectaculară, dacă îi putem să zicem așa, este cojocul pe care, dacă n-ar fi cojocul, noi am fi o fantomă albă cu o linie de agră la mijloc. Cojocul este foarte, foarte important în vestimentația din Maramureș, însă la fel diferă în funcție de zonă. Și anume, pe Valea Mare se poartă un cojoc cu roșu. Cu mai mult roșu, dar nu e neapărat roșu aprins, e un roșu mai spre Bordeaux, un roșu mai cu minte, dacă îi putem spune așa. Eu aici, cam acesta ar fi, chiar deasupra ta este un cojoc care, vezi, e mai nu e atât de aprins. Mai cu mințele, așa, da. Mai cu mințele, exact. Spre exemplu, în Săpânța se poartă un cojoc cu un roșu extraordinar de aprins. Să zicem, nu prea seamănă ăsta, dar cam ăsta ar fi un roșu foarte, foarte aprins. Pe Valea Izei se poartă un cojoc complet diferit, un cojoc care, ele sunt acestea, cojoacele acestea sunt făcute cu material din ață colorată. Ei, în schimb, pe Valea Izei, materialul este din piele, adică tot cojocul e făcut cu piele, cu ornamentații din piele și are o culoare mai spre violet, spre Bordeaux, depinde de sat, că până la urmă fiecare sat are. Hai să ne arăt și ceva imagini? Da, sigur că da, o să vă arăt imagini și dacă vreau să vă dau exemple de interpreți din generația noastră, pentru că nu știu interpreți vechi la noi în Maramureș care se poartă costumul de pe Valea Izei. În schimb, în generația noastră este Alexandru Pop, care poartă costumul exact de pe Valea Izei, cu pălărie neagră, cu cojocul acela vișiniu. Și vișiniu e mai bună varianta ta. Și cu mânecile largi la cămașă, exact ce v-am povestit eu până acum. La fel, Valea Vișeului are particularitățile sale, Valea Tisei, însă la noi sunt minorități care sunt bine reprezentate în ceea ce privește costumul, cât și și-au păstrat
unele mai bine decât altele și repertoriul. Avem ruteni, avem huțul, dar ei sunt cumva verișori pe acolo. Și mai avem minoritate maghiară. Eu, din ce am văzut până acum, minoritatea huțulă și cea rutenii, adică ucrainenii, practic, și-au, bine, acum o să-mi sară lumea în cap că nu sunt ucraineni, nu sunt ucraineni, sunt ruteni, huțuli, știm. Și am păstrat, da, cumva, ceva de genul, da. Și-au păstrat foarte bine repertoriul principal, costumele și ele sunt păstrate într-un oarecare măsură, dar ca repertoriul ei sunt foarte, foarte bine puși în valoare, pentru că ei și-au păstrat, ei sunt și perit vechi. Și atunci ei țin sărbătorile lor și nu-și uită tradițiile. Vom trece acum la costumul femeiesc din Marea Mureșului istoric. Mașa femeiască are răscroiala pătrată în jurul gâtului și mânecile încrețite din umăr, terminate într-un bezer. Ce este acela bezer? Păi dacă sunt terminate, mă gândesc cu la mânecă pe undeva, nu? E un volan. E un volan, așa. Ai văzut? Da, aici la mânecă sunt volanele acelea care sunt terminate, dar nu peste tot, pentru că eu am aici o carte care se numește Din Lada de Zestre a Borșei, scrisă de Tinuța Grec, și vorbește despre cămașa borșenească. Vom vedea că cămașa borșenească se încadrează cumva în cămășile cu platcă, adică cu această, cum ai și tu, cum poți și tu cămașa de astăzi, o vom vorbi despre ea mai încolo. Adică modelul nu este neapărat pătrat, este un model, poate fi și rotund la gât, dar este o particularitate a unei subzone, adică nu este o chestie generală. În general, modelul este pătrat, tăiat la gât și încrețit la umăr, terminat cu volan. Portul femeiesc se compune din găteala capului, care, bineînțeles, diferă în funcție de vârstă. La mărit, femeile măritate, știi și tu că e peste tot. Au capul acoperit, exact, și exact. Celelalte? Celelalte, dar să știi că eu am întrebat-o și pe bunica și pe mama și a zis: la noi n-a fost nimeni cu două codițe. La noi toată lumea a avut batic în cap. Acum că îți lăsai tu două codițe de sub batic, fiind fată, mai mergea. Dar ele, din ce știu, ele și bunica mea are 80 de ani, nu a văzut niciodată purtat capul fetei fără batic. O fi fost înainte, nu mă pot pronunța, dar la noi, aparent, s-a purtat batic, indiferent de vârstă, dar bineînțeles, culoarea diferă. Că femeile în vârstă nu o să-l poarte roșu, o să-l poarte spre negru. Așadar, găteala capului. O chestiune interesantă de menționat la găteala capului este găteala capului mireselor, pentru că au cunună și la fel cununa diferă în funcție de microzona din care vin. Unele sunt cununi cu bărbânochi, o plantă verde. Cununa, spre exemplu, din Săpânța sau Tisa este cea mai interesantă dintre toate cununele din mireasă pe care le-am văzut, pentru că are aici așa o bentiță și aici vine un dreptunghi, nu știu cum să zic așa, foarte înalt în sus. Nu, este foarte diferit de tot ceea ce găsim. Este o piesă unică în județul Marea Mureș și este interesant de văzut. Dacă ajungeți prin Marea Mureș, vă invit să mergeți la Săpânța. Sunt case muzeu în care veți vedea această cunună expusă și este foarte frumoasă și important de văzut. Mai apoi, cămașa despre care am vorbit poate fi lungă, cu tot cu poale împreună sau separată, fără poale. Zadile sunt acele două șurțuri care se prind în față și le știți, sunt în două culori, roșu sau negru, galben sau negru, mai nou albastru, verde și alte culori, dar în principal cred că roșu a fost prima și poate după aceea un fel de galben spre portocaliu cumva. Zona borșei, bineînțeles, s-a adăugat pentru că a avut influențe și de Bistrița și de Suceava și a adăugat niște dungulițe mai mici. Fiecare zonă în funcție de influențele ei s-a dezvoltat în așa fel. Apoi, zadile acestea se prindeau cu un fel de șnur. Eu nu știu să fie în vechime, să fie brâie la noi în Marea Mureș, că ele se prindeau cu acest șnur. Ulterior s-au făcut brâie din... Acum, la început au fost simple, împletite. După aceea au început să le facă cu sute, cu flori, cu ce nu mai au făcut. Dar eu știu că inițial se prindeau cu această funie, putem să-i zicem, și așa era. În picioare femeile purtau opinci sau cizme. Culmea, există cizme în Marea Mureș, cizme de femeie cu un toc atâta. Sunt foarte, foarte drăguțe dacă le vezi, au așa un toc cât să nu zici că nu-s de bărbat, știi? Dar sunt foarte, foarte interesante și, bineînțeles, un alt aspect foarte interesant și bine de vorbit despre el la costumul femeiesc sunt podoabele. La noi,
cam singura podoabă, în afară de, nu știu dacă stădeai în el sau că erai căsătorit sau așa, era zgarda scumpă. Zgardă care era făcută, așa zice, zgardă scumpă. Era un fel de colier cu foarte multe șiruri de corali. Costa o pereche de boi, deci era ceva extraordinar de scump, pentru că acel coral se aducea de peste mări și țări, de unde crește, și se purta în principal la nuntă. Nunta era obiceiul la care această podoabă se purta. V-am spus, era foarte scumpă și cu cât aveai mai multe șiraguri de acel coral, era mai stărit, bineînțeles. Am văzut chiar și șiraguri cu bănuți, atașați bănuți, și am văzut foarte multe șiraguri în care este atașată mărgica șarpelui, zice. Acum poveștile sunt diferite. Se zice că acea mărgica șarpelui se obține când se încolocesc șerpi între ei și ei fac o mărgică în mijloc și trebuie să fii foarte agil ca să o obții, și dacă obții vei avea viață lungă, trainică și vei... Da, să întrebăm un profesor de biologie dacă... Și vei putea descoperi toate secretele lumii dacă ai acea mărgică. De fapt, eu cred că acea mărgică este din sticla de Murano, din sticla de aceea elvețiană. E o mărgică foarte colorată, e cam așa ca un pop de fasole, și foarte colorată. Cred că se găsea foarte greu și poate de aceea s-a atribuit această poveste cu mărgica șarpelui și etc. Acesta este în principal portul feminin. O pinci se mai poartă. Încă o întrebare. Da. Când spunem Maramureș, ne gândim la zgarda... cu mărgeruțe. Da, fii. Mai există și acea zgardă, într-adevăr. Bine că mi-ai adus aminte că era să uit de ea. La noi zice diverse forme, zgărdan, la mine în sat zice tinguță la acea zgardă. Este o zgardă, într-adevăr, care se prinde ca un choker din ăsta mai actual, ca așa, da, sunt ele. La vedem și domnișoare pe stradă. Da, pentru că au intrat foarte bine în artizanatul din prezent și s-au păstrat frumos. Sunt... divers colorate din mărgele făcute, dar e foarte greu să le faci. Trebuie să-ți împarți niște ațe, să pui mărgelele, să le împletești între ele. E o adevărată poveste. Dar dacă mergeți în Maramureș, cel puțin la mine în comună, în Vaduize, eu știu sigur cine face, la o pensiune, dacă vreți și spun pensiunea, pensiunea Ileana Teodora Teleptean. Doamna de acolo face tinguțele, puteți vedea, chiar are un instrument, nu știu cum să-i spun. Un aparat. Exact, un aparat cu care se ajută, face... și le face foarte repede, puteți vedea acolo exact procedeul. Cam asta este Maramureșul istoric. Bineînțeles, v-am zis, diferă de cojocul și la femeie la fel. Cu ce îți dai seama că un cojoc e de bărbat sau că e un cojoc de femeie? Îți spun eu. La bărbat este bordat cu piele pe margine, cumva aici, dacă te uiți, vezi, avem piele. Da. În schimb, la femeie este căptușit bordat cu lână, cu blană. Blană neagră. Deci dacă vezi un cojoc care are blană, sigur e de femeie. Dacă vezi că e bordat cu piele, e de bărbat. La fel și cojocele femeiești diferă în funcție de subzona în care sunt. Sunt colorate pe Mara, pe Iza sunt negre cu niște bumbi, așa, ca și aceștia pe care am eu în curea, dacă vezi, numai că foarte mici. Sper că se văd și la cameră. O să-i arătăm, pentru că i-am eu un cojoc, niște bumbi din aceea. Sunt foarte mulți bumbi și e mai negru cu verde, cumva, deci diferă în funcție de zonă. Dacă tot am vorbit pe această parte descriptivă, vă voi arăta acum câteva fotografii din cartea Ortensiei Dogaru. Vreau să vă arăt acum mâneca largă de la cămașa bărbătească împreună cu mânecările. Aceste mânecări sunt purtate doar cu mânecă largă, sunt făcute din lână, sunt colorate și cu modele geometrice, le putem vedea și aici. Ele sunt accesoriile costumului bărbătesc, mânecările și trăistuța. Trăistuța la fel este făcută din lână colorată cu modele geometrice. Vreau să vă mai arăt acum un cojoc femeiesc și un cojoc bărbătesc. V-am spus diferența între ele, cojocul femeiesc este bordat cu lână, îl vedeți aici, acesta este un cojoc de pe Valea Marei. Iar cojocul bărbătesc, deși nu este colorat, vă dați seama că este tot cu roșu și este bordat cu piele pe aici pe margine. Vedeți și pe aici, la fel bordat cu piele, putem face această diferență. Cojocul de pe Valea Izei, cojocul femeiesc de pe Valea Izei, vedeți că este diferit decât cojocul cel colorat de pe Valea Marei. Este cu ținte, cu model mai închis și cu anumite flori, motive florale, cu verde și cu violet.
Am vorbit despre podoabele costumului femeiesc și una dintre cele mai speciale podoabe este coruna de mireasă. V-am spus că cea din Săpânța este diferită de toate celelalte cununi pentru că are acest dreptunghi care vine cumva în sus, în aer, față de această coroniță. Este făcută din flori uscate sau flori din hârtie creponată. Aici, aceasta este o mireasă din Săpânța, iar aceasta este o mireasă din zona Izei, cu zgardă scumpă, zgarda aceea de coral, despre care v-am spus, și cu cununiță mai simplă, făcută din mărgele, panglici colorate și flori din carton. Avem aici în imagine un port de mire și de mire și mireasă de pe Valea Marei. Observați cununa miresei, care este diferită de cea de pe Valea Tisei sau din Săpânța. Pe Valea și Mare. Mirele ce are în cap? Mirele cap. Are în cap o pălărie foarte, foarte înstruțată, zice la noi, adică cu foarte mult verdeață, rozmarin cred că este acesta sau o altă plantă care e la fel asemănătoare. Și un struț, care cred că aici e ceva de factură mai nouă, pentru că nu înțeleg ce sunt roatele astea. S-ar putea să fie totuși păstăiată. Păstăiata era o plantă care era purtată de ciobani în pălărie. Era o plantă care creștea doar pe munte și o purtau doar ciobanii. Dacă e păstăiată, înseamnă că mirele acesta poate că a fost cioban. Avem aici o fetiță din port de pe Valea Marei, care aparține de sub zona Maramureșului istoric, cu cizme în picioare, deci înseamnă că era o fetiță înstărită. Are zadie, cojoc bordat cu lână, cu blană de miel, cămașă și batic. V-am spus că, într-adevăr, la noi nu prea purtau codițe. Așadar, o fetiță de pe Valea Marei. Trecem acum la un fecior din Maramureș, în port de iarnă și probabil era și perioada postului pentru că se purta acest pieptar negru care nu era atât de colorat. Cioareci, acestea sunt cioarecii din lână, gubă, pieptar, cușmă în cap și Doamne ajută! Avem aici un model de cămașă din zona Borșei, zonă în care puteți observa că este cumva făcut cu platcă, cu acel dreptunghi despre care v-am spus. Deci ele sunt diferite de cămășile din zona, sub zona Maramureșului istoric, pentru că acelea sunt cu model pătrat la gât, cu deschidere pătrată. Acestea vedeți că sunt cu deschidere rotundă și cu o formă de platcă. Am ales special fotografiile acestea pentru că prezintă diferite forme ale costumului popular maramureșan din Maramureșul istoric sau voievodal. Se mai spune și Maramureșul voievodal. Avem aici costumul de sărbătoare, care este cu cămașă foarte ornamentată și cojocul la fel foarte bine ornamentat. Avem aici costumul de lucru, care este foarte puțin ornamentat, este din cânepă, acesta fiind din bumbac, se poate observa diferența. Cânepa este mai galbenă, el este puțin ornamentat pentru că nu le trebuiau la lucru mare ornamentare. Gatile la fel sunt foarte simplu făcute din cânepă, deci acesta este un costum de lucru. Și avem acum costumele de post. În Maramureș, costumul de post diferă de costumul de sărbătoare pentru că în perioada postului trebuiau să fie mai simple, mai puțin ornamentate. Și atunci avem trei variante de costume de post. Aceasta este cea mai des întâlnită. Ce se întâmplă în perioada postului? Cămașa își pierde din ornamentație, nu mai are modelul pe piept absolut deloc, are ornamentație foarte discretă doar la gât și doar la manșetele de la mână. Așadar, dispare modelul de pe piept, este simplă, se mai numește și cămașă moșască. De ce? Pentru că persoanele în vârstă de sex masculin adoptă acest stil de cămașă, nu mai poartă pe cea foarte ornamentată, dat fiind faptul că sunt într-o vârstă înaintată. Și atunci, acesta este un la fel un stil de cămașă de post, pentru care are un model doar aici și doar aici, în rest pieptul este liber, dar nu-l vedeți de telefonul meu, dar vă închipuiți. Acesta negru se numește pieptar, este făcut din lână la fel, din pânură, este negru, la femei poate fi negru, albastru sau verde, dar tot fundalul negru, doar cu o strălucire spre verde sau albastru. Aici avem un model la fel de pieptar, de post, este mai slab ornamentat decât cel de sărbătoare, însă cu mai multe modele bordat cu o piele maro care se numește carmajie, iar din această piele sunt făcute și aceste modele de pe margine și de pe piept, acestea fiind două buzunare. Influența este una maghiară pentru că
aceste flori și aceste multe modele de aici sunt cumva venite pe această filieră. Aici este un alt costum de post, însă din pânură albă. Acesta este din pânură neagră, acesta este din pânură albă, la fel foarte bogat ornamentat, dar este de post pentru că nu este atât de ornamentat, la fel ca și cojocul care se poartă în timpul sărbătorilor. La fel, cămașa, observați, nu are piept, are model doar pe aici la gule, pe manșete și puțin model la poală. Trecem acum la următoarea zonă pe care am menționat-o mai înainte, și anume zona care se învecinează cu județul Bistrița Năsăud, din sudul județului Maramureș, zona care se numește Lăpuș. Costumul de lăpuș se încadrează în tipologia portului popular de pe Valea Someșului, cum am zis, spre Ținutul Năsăudului. Prin cămașa femeiască, cu mânecile de la gât încrețite împreună cu stanii din față și cel din spate, cu poale încrețite, pe un brăcinar, pe un șnur sunt acele poale făcute, și nu pe un cordon fix, cum sunt poalele, spre exemplu, din chioar sau din codru, și prin portul celor două zadii cu trup vânăt, adică vom explica ce înseamnă zadii cu trup vânăt, sunt specifice zonei Lăpușului, dar nu numai, pentru că ele au fost, la un moment dat în istoria noastră, foarte răspândite, le-am găsit și în județul Mureș, chiar, deci ele s-au păstrat în anumite subzone, dar în Lăpuș, dacă le vezi, știi sigur că este în Lăpuș. Acolo. Exact. Zadii cu trup vânăt sau mnirâi? O să te întreb eu mai încolo ce crezi că înseamnă mnirâi. În față și în spate. Elementul specific Lăpușului este și cămașa femeiască cu decorul în ciupag. Adică ciupagul pe piept este... O placă. O, un fel de placă, dar mai îngustă. Și este așa, cumva pătrățoasă, să zicem. Am vorbit într-un episod anterior despre ciupag, pe care îl găsim prin mai multe zone. Da, îl găsim și în Prahova. În Prahova, da, în zonele învecinate. Da. Deși da. Ciupagul la noi la Olteni este aia scurtă. Da? Da, așa. Ce interesant. Bun. Așa, cu decorul cu ciupag pe piept sau, îi zice în limbaj local, piept tras pe crețele. Vom vedea la momentul oportun. Așa, costumul femeiesc se compune din îmbrăcămintea capului, care poate fi la fel cu năframă, îi zice la noi, batic, sau în funcție de vârstă, cu cozi, miresele, bineînțeles, ca acea cu nună, cămașa, poale, pieptar, două zadii, brâu și încălțăminte. Iarna se completează cu pieptar și suman. Pieptarul este de tipul celor înfundate. De ce îi spune pieptar înfundate? Pentru că se încheie pe umăr și la subbraț. O să ți-l arăt eu că am un model de pieptar din acesta. Nu este din Năsăud, este din zona Clujului, dar o e... O plată și așa care exact, se... exact, da. Exact. Se închide aici și aici, este înfundat și diferă la femei. Pieptarul femeiesc are aici la gât rotund, pieptarul bărbătesc vine așa într-un V. Deci îți dai seama, așa le diferențiez, că vin această închidere. Bineînțeles, ornamentele cămășii femeiești sunt dispuse la guler, pe piept acel ciupag, piept tras, dar mai poate fi, am văzut, trei variante de cămașe de lăpuș. Acel ciupag lat, piept tras, sau pană în piept, mai este un, este un ciupag foarte mic aici în mijloc, așa ca o nod de cravată, să zicem. Și sau ornamente dispuse vertical, vin așa niște șiruri aici, nu au ciupac deloc, doar sunt vertical. Apoi mai au ornamente aici peste cot și la încheietura mâinii pe trăsura bezerului. Na, ce-i trăsura bezerului? Păi am înțeles că ăla e volanul, dar așa, bun. Volanului. Deci trăsura bezerului înseamnă încrețitura volanului. Chiar pentru acea încrețitură de la volan are ornamentație. Și volanul se termină cu o dantelă care se numește acolo îmbrejă. Nici nu știu, am informat că nu sunt lăpușan, dar ne informăm. Acum am zis că vorbim de zadia cu trup vânăt. Ce înseamnă zadia cu trup vânăt? Zadia aceea are ornamente în partea de jos cu alesături geometrice în roșu și alb. Se termină cu niște ciucuri, ciucalăi sau cum sunt ciupi, ia uite aici, ciupi sunt denumiți. Iar partea fără alesătură, partea fără model, adică care vine de jos în sus, până aici la brâu, este simplă și este de culoare violet. De aceea îi zice trup vânăt, adică culoarea vinețelii, practic, cum ar fi. Sau nerâi. Acum am nerâi, nici eu nu știu de la ce vine și înseamnă albastru. Cred, nu pot să-mi dau seama de la ce vine, că și bunica mi-a zicea, uite că e cerul nerâi astăzi. Ce e cerul? Și mai fi întrebat pe mine ultim. Așa, este vânătă sau nerâie, adică albastră. Acest tip de zadie este cel mai vechi. Se purta una în față și una în spate. Este răspândit în tot Ardealul. Ți-am spus că îl găsim și până în județul Mureș.
Acum, la costumul bărbătesc se observă două diferențe de microzone. Adică se observă o diferență între, sunt două subzone, să zicem așa, zona lăpușului propriu-zisă și zona suciului. Costumul bărbătesc are afinități pronunțate cu tipul costumului de năsăud, adică este aproximativ asemănător. El este compus din îmbrăcămintea capului, cămașă, gatii, curea, v-am zis ce sunt gatiile, pantaloni largi, curea, opinci cu obiele de lână, pieptar sau cojoc, vom vedea de ce, iar iarna, suman și cioareci. Șoarecii, că toți prietenii mei care nu erau din Maramură și înțelegeau șoareci, nu, șoarecii sunt pantaloni din lână destul de groasă, depinde de zonă. La mine sunt foarte groși, la mine nu pot să-i țin mână, îți garantez. Spre zona chioar sau la lăpuși sunt din pânură tot mai subțire și sunt mai accesibili. Este o lână foarte bine bătută și sunt foarte, foarte groși, nu vi frig, vă garantez că n-are cum să vă fie frig în ei. Da, eu nu știu cum îi purtau oamenii de mult, ca astăzi dacă nu-i porți cu niște Jäger pe dedesubt, nu merge. E epilare naturală. E epilare naturală, da. Cămășile celor două subzone de care ți-am spus mai devreme se deosebesc între ele prin lungime. Cea de suci este pronunțat mai lungă decât cea de lăpușul propriu-zis, pentru că aceea seamănă cumva cu a mea, este puțin mai lungă decât cămașa mea, doar că ornamentația este spre alb, nu este foarte colorată. Am zis, ornamentația diferă, cea de lăpuș este cusută în general cu alb pe alb și cea de suciu cu mărgele colorate în modele florale, deci se apropie cât mai mult de năsăud deja. Da. Cămașa de lăpuș, zona lăpușului propriu-zis, albă, are motive geometrice și cea de suciu, motive florale, v-am zis, sunt suciu de sus și suciu de jos. Pieptarul este la fel diferit pentru că în zona lăpușului propriu-zis e acel pieptar înfundat de care v-am zis. Ei, în zona suciului, suciu de sus și suciu de jos, este un pieptar ca și al meu. De lăsat liber aici în față, nu mai e înfundat, ci deschis în față până jos. Ornamentația este la fel diferită, dar la fel de frumoasă în ambele zone și vă invit să, dacă aveți ocazia, să ori să căutați poze pe internet, ori să vă documentați din bibliografie și o să vă spun, dacă tot am ajuns la bibliografie, cam de unde mi-am luat de toate informațiile pe care le știu. Această carte se numește Ornamentele și croiul costumului popular din județul Maramureș, scrisă de Otan Sădogaru. Este într-adevăr scrisă de pe vremea răposatului, când fiecare centru județean era obligat să scoată ceva și atunci este scris într-o manieră, cu limbaj de lemn, cum știm pe acea vreme, dar conține informații prețioase și pe lângă faptul că are informații, o să vă arăt acum că are și fotografii foarte frumoase, bine, alb-negru, cum s-a putut pe vremea respectivă. Zadea cu trup vânăt din lăpuș, din costumul femeiesc, deși vă puteți închipui cum este pentru că este fotografia alb-negru, aici este partea aleasă și cu modele despre care v-am vorbit, iar asta, partea este trupul vânăt, este cea violet sau albastră nerâie. Acum vreau să vă mai arăt și ciupagul despre care v-am spus. Ciupagul cămășilor feminine este acesta sau acesta. Aici este această zonă, poartă numele de ciupag. Și pentru că v-am mai spus de diferite porturi, vedem aici. Aceasta este cămașa cu ciupag, aceasta este cămașa cu pană închept, adică ciupagul acela mic, mult mai mic decât ciupagul mare, sau cămașa cu modele în lungime făcute, ornamentată cu cheptra, se spune, dar cu modele în lungime. V-am spus despre diferențele cojocului bărbătesc din zona lăpușului. Acesta este un cojoc înfundat, pieptar înfundat se numește, se leagă aici la umăr și aici la sub braț. V-am spus că este bărbătesc pentru că are acest V aici. Cojoacele femeiești au rotund aici la bază. Se poartă în zona lăpușului propriu-zis, iar acesta este un cojoc desfăcut în față. Se poartă în subzona suciului din cadrul zonei lăpușului. Vedeți diferența dintre cele două. Următoarea zonă în care vom poposi prin intermediul poveștilor este zona chioarului, o zonă puțin cunoscută de cei care știu
nu știu mare lucru de Maramureș, însă o zonă foarte frumoasă și interesantă din punct de vedere atât vocal cât și al costumului. Și instrumentiști foarte buni acolo. Știu că eu la un moment dat concuram cu Flavio Dan. Exact. Un violonist exact. Cu un costum diferit, așa îl percepeam exact. Eu pe... Exact, într-adevăr și foarte mulți instrumentiști sunt din acea zonă, Dumitru Dobrican, Dumitru Fărcaș, sunt oameni care își au rădăcină în acea zonă. La fel, zona Chioarului are și o subzonă numită Fisculaș, numele este, poate ridică un semn de întrebare, dar vine de la o perioadă de mult îndepărtată când acolo era... era fiscul, aveau probleme cu fiscul, ceva pe acolo, și așa au numit zona Fisculaș. Diferă de zona Chioarului, care este mai sobră în costum, prin faptul că acel șurț din față, despre care vă voi vorbi în minutele următoare, este foarte colorat. Dar revenim. Costumul popular din această zonă a pierdut, spune Ortanța Dogaru, că a pierdut foarte mult din aspectul său original, dat fiind faptul că a preluat cu mult timp în urmă elemente străine, spune ea, de caracterul costumului românesc. Acum, ce înseamnă asta? A fost o influență din vremea austro-ungară. De aceea costumele din zona Codrului și Chioarului sunt sobre, pentru că ei au venit cu această influență mai orășenească și atunci... cei colorați erau considerați țărani și dacă voiai să te consideri orășan, trebuia să te îmbraci mai sobru și atunci și-au atribuit acest tip de costum. Costumul femeiesc este atribuit la tipul portului popular din zonele graniței de vest. Acum deja intrăm într-o altă categorie față de Maramureș și Lăpușcă, în care m-am spus că sunt două zadi, una în față și una în spate. Aici, în zona Chioarului și a Codrului, este un singur șurț în față și poalele sunt în spate vizibile. De aceea trebuie să fie foarte bine făcute și colorate și cusute și cu modele ca să atragă atenția. Să compenseze un pic că nu au paie din spate, nu? Exact, exact, exact. Așadar, v-am zis că este atribuit tipului portului popular din zonele graniței de vest, având cămașa cu mâneca prinsă de la umăr, poalele crețe și nelipsitul șorț încrețit pe un cordon care se numește bată și purtat doar în față. Spatele poalelor, v-am spus, rămâne descoperit. Bărbatul se îmbracă în același stil cu codrul, sălajul și bihorul, care la fel sunt tipologii ale costumului popular din zonele graniței de vest, cu cămașa largă și scurtă, foarte scurtă, gatii largi, mai largi decât ale noastre, adică eu n-am putut să cred că există mai largi, dar există, rare ori purtându-se chimir sau brâu, pentru că ei, am văzut într-adevăr în Chioar o situație în care bărbatul își băga doar partea din fața cămășii în gati și o prindea cu o curea, să se vadă doar catarama de la curea, știi, era așa un fel de, am curea și eu, așa. Costumul femeiesc din subzona aceasta Chioarului conține îmbrăcămintea capului, la fel în funcție de vârstă, am vorbit deja, cămașă care este denumită spăcel, poale care sunt denumite rochie, pentru că trebuia să se vadă frumos, în fel de, erau ca un fel de rochie. Poale rotate, da, da, da. Zadie sau șorți și încălțăminte. Iarna se adaugă guba la femei. Zadie după cap, zice, la o năframă mai groasă și mult mai mare, care e pusă pe umeri. Dacă vreți să o vedeți, o puteți vedea într-un clip. V-am voie să spun în ce clip? Sigur. Ok, dați pe YouTube și scrieți Colindăm din toată țara. O vedeți pe Virginia Elimuș acolo, purtând o năframă din aceea din Chioar, mare, peste un cojoc gri, care nu se poartă în timpul verii, nu o să-l vedeți prea des. Și o zadie la fel în față din lână, care tot așa se poartă ori iarna, ori o poartă femeile bătrâne. Deci veți vedea un port de iarnă exact cum trebuie, pe Virginia Elimuș. Bine reprezentat. Bine reprezentat, exact. Se spune că și în Chioar s-a purtat cămașa de tip vechi, încrețită la gât și cu mânecile prinse de la umăr, dar acest tip a fost înlocuit de cămașa cu platcă. Adică platca este, o să arătăm pe tine că mi-ești cel mai aproape, un dreptunghi... așa să ne uităm, un dreptunghi din pânză răscroit la gât pentru să intre gâtul și fără cusătură pe umeri, doar ornamentat în față, la tine este ornamentat și în spate pentru că este dintr-o altă subzonă decât Chioarul, o să spunem când vine vremea lui. Așadar, această platcă este acest dreptunghi care vine aici și este aparent un model mai nou, dar nu știu ce înseamnă mai nou, că tot veche și el. Se coase în general la femei alb pe alb.
Este foarte puțină culoare, mai intra și câte un galben din când în când. Însă în zona aceea despre care v-am zis fisculaș, microzona zonei chioar, există niște cuzături mai colorate pe cămașe, nu foarte vizibile, tot la fel discrete, dar a intrat puțină culoare. Zadea este de lână sau șurț din păr, adică zadea de lână este, v-am zis, purtată de femeile mai în vârstă sau iarna, este o zadea pliată, cumva un șurț pliat făcut din lână, prins cu un șnur. Și ce poartă vara este acel șurț din mătase sau material industrial, negru în principal, tot la fel se poartă pliat. Acum poate să aibă câteva motive, jos, florale în general. Eu am mai văzut și un anumit tip de șurț din lână, destul de colorat. Cred chiar voiam să te întreb de asta. Da, este, cred că, un fel de combinație, nu știu ce să-i spun eu acolo, este așa un dinozaur, pentru că cred că ori este mai nou, de factură mai nouă, ori am vrut să fac o combinație între șurțul de iarnă și simplu purtat de femeile în vârstă și să-l dea un pic de viață, să-l poarte și femeile mai tinere. Într-adevăr, este foarte frumos și este purtat de anumite interprete. Îl găsiți, spre exemplu, la Larisa Uță. Dacă o să căutați, o să-l găsiți pe internet, probabil poze în care ea poartă acest șurț destul de colorat din lână, că se vede că e diferit de cel din material mătase. Da. Apoi, portul bărbătesc este compus din îmbrăcămintea capului, care îmbrăcămintea capului este constituită dintr-un clop de paie cu boruri înalt, adică foarte înalt, nu este cel mai înalt, pentru că cel din codru este mai înalt decât acesta, dar vom spune și când ajungem acolo. Îmbrăcămintea capului, gatii largi sau cioareci iarna, liber, adică vestea cea neagră pe care ai văzut-o tu pe Flaviu Dan. Da. Este o veste neagră, puțin ornamentată în zona aceasta, cu un fel de floare, să zicem, cumva mai colorată. Curea, iar iarna se adaugă gubă sau căput, din postav, făcut din postav, plus cojoc din blană de oaie. Specific locului este faptul că în față cămașa, cum ți-am spus povestea, că se bagă în gatii și se lasă puțin curea care ține, exact, care ține gatile. Eu nu am mai văzut gatii portate cu curea. La mine gatile erau pe brăcinar mai de mult, le trăgeai frumos și le nodai. Ale mele acum sunt pe elastic, ca să nu mai stăm să nodăm brăcinarul. Așa. Diferența cămășilor bărbătești din chioare este susținută de faptul că sunt cusute cu alb, manșeta e mai lungă, deci această manșetă pe care eu am aici, la ei este aproape dublă, vine foarte lungă și bine încrețită, cumva cu diverse modele. Ornamentația e făcută, cum ți-am spus, din pături, le zice, încrețelele acelea le spune pături, cute, executate artistic, pot să spun, cu un decor alb, fie pe cusătură, adică le fac în așa fel încât să iasă din ele un decor geometric. Le adună cumva, le cos cumva și iese ori decor geometric, ori au mai nou broderie pe desen făcută cu... seamănă puțin, dacă știi, cu cămășile din Banatul de Munte. Cu acel model care apar, care are niște frunze scoate în relief, așa cumva. 3D. Da, exact. Gatile, adică pantalonii, sunt mult mai lungi decât în Maramureșul istoric și mult mai largi. Diferența între gatile din Maramureșul istoric și cele din Chioară este faptul că la mine se poartă pe împăturate pe orizontal, ei la ei se poartă împăturate pe vertical. Ei le împătură așa pe vertical și le țin așa împăturate. Am terminat cu zona chioarului, v-am zis și de fisculaș. Din fisculaș vine Dumitru Doblican, Dumitru Fărcaș, din acea zonă care a dat țării multe nume. Și dacă vreți, repet, să vedeți sport popular din acele zone, o căutați pe Virginia Ilimuș, pe Flaviu Dan, veți vedea costume bărbătești, femeiești din zona chioarului. Și mi-ar plăcea tare mult să descoperiți, pentru că e o zonă foarte frumoasă și puțin reprezentată. Muzicalia se duce mai mult spre Ardeal decât spre Maramureș, dar e o zonă foarte frumoasă și merită descoperită. În subzona chioarului, v-am spus că este acea zadie simplă din mătase neagră, aici avem doi miri, iar la costumul bărbătesc v-am spus că gatile sunt dispuse cu model vertical, sunt împăturite vertical, acest liber din postav negru, simplu,
ornamentat doar cu câteva modele pe aici și o floare în piept pentru că este mire. Ea poartă cunună fiind mireasă, iar aici putem vedea șurțul din lână, care este diferit de zadea neagră simplă, și cămașa, care este simplu ornamentată cu acele pături pe piept a unei femei din zona Chiwarului. După cum am spus, spatele femeii rămâne descoperit, fiind doar șurțul din față și rămâne lăsat la spate. Tocmai de aceea această rochie trebuie să fie frumos ornamentată, vedeți, ca să rămână la spate o imagine frumoasă pentru cei care o privesc. Aceasta este o femeie încinsă cu șurți negru, iar aceasta este o femeie încinsă cu șurți din lână. Așadar, așa arată o rochie, o poală din Chiwar la spate. Dragilor, sper că nu ați obosit, pentru că mai avem o singură zonă. Vă mai purtăm în ultima zonă despre care vă vom vorbi astăzi, adică zona subzona codrului. Această subzonă este interesantă dintr-un anume punct de vedere, prin faptul că foarte puțin lume știe că zona codrului este și la noi în Maramureș. Zona codrului ocupă cea mai mare parte în județul Satu Mare. O parte mică a rămas la noi, o parte s-a transferat în județul Sălaj. Așa cum v-am zis, este zonă împărțită în trei județe, Satu Mare, Maramureș și Sălaj. Costumul se încadrează în tipologia costumului popular din regiunea de vest. Acum, eu astăzi am îmbrăcat-o pe Loredana într-o oie, care este din această zonă a codrului, însă, din ce am văzut eu și ce m-am uitat eu și m-am documentat, nu este codrul de Maramureș, bate mai mult spre codrul de Sălaj. Dar suntem vecini, ideea noastră, bine că am avut-o și pe asta. Așa e. Și e chiar frumoasă. Și e chiar frumoasă, este din tipologia cămășilor cu platcă, cum am explicat, vom ajunge și acolo. În costumul femeiesc de codru a pătruns încă de la începutul secolului 20 cămașa cu platcă, cea pe care o porți și tu. O notă specifică acestui costum de codru este aspectul de alb pe alb, la noi în județul Maramureș. Vorbesc strict de codru de Maramureș. Alb pe alb în ideea în care și zadea din față este tot albă, pe lângă faptul că această cămașă pe care o poartă ei este în principal cu modele albe. Așadar, toate femeile parcă smirese, practic, că sunt îmbrăcate cumva în alb. Și ornamentația diferă, tehnica de încrețire, chiar artistica a pânzei. O să vorbim despre asta pentru că am aflat și eu cu stupoare un lucru destul de interesant. Costumul este compus, cel femeiesc, este compus din gădeala capului, cămașă denumită spăcel, poale care sunt denumite pindileu sau, stați că am găsit o formă, nici n-am știut să o scriu. Pindileu sau cedvareu. No, nu știu din ce vine asta, dragii mei, cedvareu și pindileu, astea sunt bine poale. Bine că m-ai întrebat pe mine ce înseamnă. Exact. O zadie în față, șorți și încălțăminte. Iarna se adaugă o șopă. Șopa este același lucru cu denumirile celelalte zonale a unui liber sau rock, sau o să-l arătăm noi la cameră mai târziu. Este făcut din pânul răsură, este model orășenesc cu 5 buzunare, cu catifea neagră. Model, v-am spus, de influență orășenească. Model țărănesc este sumanul din pânură albă sau cojocul. Găteala capului este foarte interesant în zona aceasta, în subzona codrului de Maramureș, pentru că este unică din ce am văzut eu, este foarte frumoasă, se numește la fetele tinere, se numește conci. Conciul acesta este făcut din două cozi, din 3, 5, 7 sau 9 vițe și vine în spate ca o cochilie de mel, dar foarte, foarte frumos și bigălos făcută. Minuțios cu codițe mici împletite. Pe lângă faptul că este acel conci în spate, se prind peste el, se prind niște zgârzi din mărgele și flori prinse pe panglică. Deci vă dați seama că este o frumusețe. Spectacol. Exact, exact. Cele căsătorite poartă năframă sau zadie de cap, se numește, iar cele bătrâne, mi s-a părut foarte interesant, iar pentru că poartă tot o zadie de cap, o năframă neagră, este un batic negru, și mai poartă o năframă mare, neagră, e purtată peste cămașă, este în față făcută în formă de X și legată în spate. Probabil mă gândesc să le țină la șale. Eu am mai văzut asta în zona Beiușului, dar nu știam că s-a ajuns atât de mult influența până la noi în Maramureș, în Beiuș, în Bihor. Este din lână și are ciocale negri pe margine, este o foarte interesantă, o să vă arătăm. Cămașa are două forme.
o formă mai veche și o formă intrată în secolul 20, special cu guler și gură, adică cea despre care am vorbit cu multe pătrată, de cea mai veche formă, sau spăcel cu spate, cu platcă, formă mai nouă, apărută în secolul 20. Cam așa e, deși prima formă mai veche, spăcel cu guler și gură, deși este încrețit în jurul gâtului, are mânica prinsă la umăr, exact cum am eu, și este mai bogat ornamentată din punct de vedere al culorilor, se mai păstrează, o vom vedea și în fotografii. Iar cea cu platcă, mânica se prinde de la umărul plăcii, exact aici, și este făcută în principal cu ornamentație albă. Ei, ce am descoperit eu interesant? Cămășile fiind cu ornamentație albă, nu prea puteai să-ți dai seama de model foarte bine dacă nu te uitai de aproape. Și atunci ei au descoperit o chestie, platca aceea e tivită cu multe găurele. Și ce au făcut? Au luat un creion și coloreau găurelele cu creionul acela, le scoteau în evidență ca să dai seama ce model interesant e pe ele, știi? Și mi s-a părut extraordinar când am dat eu prima dată de o cămașă de codrănească și îmi zicea: se vede modelul pe spate, îmi zicea fata respectivă. Zic, păi, da, se vede. Dacă l-am făcut cu creion, să ia, zic, cum l-ai făcut cu creion? Și atunci mi-a explicat întregul procedeu că trebuie evidențiat cu acest creion în găurelele acelea. Este, mi se pare foarte interesant. Tehnica este, mi se pare, cea mai minuțioasă din Marea Mureș. Această tehnică în încrețele, zice, un încrețit extraordinar, este și destul de greu de făcut. Acum, dacă aveți veleități artistice și vreți, cartea pe care v-am arătat-o aceasta conține în partea a doua inclusiv tehnici de coasere. Detalii, da. Deci, dacă vreți să vă prindeți mâinile în ceva, comandați-vă carte și vă o veți găsi. Poalele, pindileu sau cetvareu, cum ți-am zis mai devreme, se aseamănă cu o fustă, sunt încrețite și prinse în cordon. La fel, în spate, din spate nu poartă nimic, deci trebuie să fie frumos încrețite, trebuie să iasă în evidență. Ornamentația din abundență și încrețurile de la tale și de pe cordonul poalelor sunt la fel făcute cu mare migală. Încălțămintea inițială a fost cu opinci, ca în toată țara, dar a fost înlocuită treptat cu acei pantofi cu baretă mici, cu toc mic, la fete, și ghete la bătrâni. Zadea din față, șurțul acela din față, iese dintr-o pânză albă la fetele tinere, când auzi că parcă toate smirese, sau zadea neagră de mătase la bătrâne. Este foarte puțin ornamentată, deci este printre cele mai sobre costume pe care le avem noi, chiar mai sobru decât chioarul, dar spectaculos din punct de vedere al migalei cu care este făcut. Acum, portul bărbătesc, la fel aparține de tipologia zonei de vest, cu cămașă scurtă, largă, extrem de scurtă, purtată, îi spune ei, purtată slobodă, adică fără curea, fără cingătoare, fără șnur, fără nimic. Și gati largi, pălărie de paie cu calota înaltă, cea mai înaltă din Marea Mureș, deci îi vei vedea cu acea pălărie imensă, să știți că sunt din zona Codrului. Singurul reprezentant muzical, dacă spunem așa, din județul Marea Mureș, care aparține acestei subzone, Codrul de Marea Mureș, este Radu Ciordaș. Vă puteți uita la Radu Ciordaș, costumul de pe el este costumul bărbătesc din subzona Codrul de Marea Mureș. El l-a înfrumusețat aici, bine, se purta oricum cu pană de fazan, cu poate chiar și o pană de păun câteodată, este o frumusețe. Vă invit să urmăriți. Dar chiar și-a format un brand așa, în felul în care ridică globul spre scene, da. Exact. Sigur vi l-am invit. Exact, exact. N-aveți cum să ratați. Iarna se adaugă cioarici, cușmă, suman, cojoc și acea șopă, v-am zis, de factură orășenească. Aspectul cămășii surprinde prin lărgime și prin faptul că este scurtă, foarte scurtă, cusută în general cu alb pe alb, singura culoare fiind dată de nasturi colorați care sunt puși aici la gât și la mâneci, pe manșetă. Se purtau și mânecile încrețite vertical, la fel, nu orizontal, ci vertical. Gatile lor sunt foarte largi, pantaloni extrem de largi, puțin ornamentați în partea de jos, ori cu o cusătură, ori cu roituri se numesc, care sunt și la noi în Marea Mureș, Marea Mureș istoric. Efectiv, tragi niște ațe din pânză, știi, și le lași așa să meargă jos, se numesc roituri, acelea sunt roiturile. Ca încălțăminte, ei poartă inițial opinci, apoi cizme sau bocaj, dar cizmele le purtau doar cei înstăriți. Și am gătat, oameni buni, v-am spus tot ce se putea spune și acum... Nu, înainte să ne arăți și imagini. Da, o să vă arăt și imagini și aș vrea, înainte de imagini, să vă mai spun o dată de cărțile pe care le-am pregătit aici.
Pentru că am fost foarte conștiincios, Loredana mi-a spus, te pregătești cu ceai, am zis, liniștită, vino că am cu ce. Perfecționismul în persoană, săgetătorul Paul. Exact. Așadar, v-am spus, ornamentele și croiul popular din județul Maramureș, Optanța Dogaru, o veți găsi la anticariate, probabil, sau pe internet. Eu am găsit-o la un anticariat, mai există, să știți cum mai puteți găsi dacă doriți. Tinuța Grec din Lada de Zestrea Borșei este o carte care este volumul întâi, portul popular, cămașa borșenească. Veți vedea niște cămăși borșenești extraordinar de frumoase. Am aici un CD pe care nu știu dacă îl mai găsiți, dar acum eu vi-l voi prezenta. Este portul popular din România. A fost făcut de Ministerul Culturii și Cultelor, lansat în 2004. El vorbește nu neapărat de portul din Maramureș, ci mai mult de portul românesc în general. Mai am aici poate ajunge și pe la mine. Sigur. Mai am aici un album fotografic făcut de un japonez. Îl cheamă Mia Kosei. Are mai multe albume din Maramureș, acesta l-am găsit eu. Conține fotografii din viața cotidiană a persoanelor din Maramureș. După cum v-am spus, maestria artistică a femeilor din Chiuar și Codru era cel mai bine reprezentată prin aceste încrețele de pe piept, încrețele care sunt în așa fel făcute încât să dea ori un model geometric, ori fie propriu zis făcute chiar în rânduri cum este aceasta de aici. Este într-adevăr un lucru cu mare migală făcut și, cred eu, o bogăție artistică a județului Maramureș și a subzonei Chiuarului și a Codrului. Așa cum v-am spus, pieptănătura fetelor tine din subzona Codrului de Maramureș, denumită Conci, este din două cozi împărțite în 3, 5, 7 sau 9 vițe și se prinde aici în spatele capului, este încadrată de zgârzi de mărgele, le puteți vedea aici, și mai multe șiruri de mărgele la gât și pe spate pentru a înfrumuseța simplitatea cămășii din Codru. Avem aici, la fel cum v-am spus despre pieptănătura, aici este o mireasă care are mai multe șiraguri de mărgele, de zgârzi din mărgele. Mai nou apare și o agrafă împodobită cu mărgele aici, însă această poză nu este din categoria celor mai noi. La fel, la gât este o zgardă din mărgele, mai multe șiraguri de mărgele peste cămașă. Aici avem un mire și o mireasă. Ați văzut cămașa foarte scurtă, nu se poartă cu cingătoare, așa cum v-am spus. Și aici în spate este steagul pe care îl poartă vornicul, vătăjelul sau cum se numește la nunți. La noi se numește stegar. Aici avem, dacă vă aduceți aminte, v-am spus că acest costum femeiesc de Codru este specific prin faptul că are aspectul de alb pe alb, fiind și zadia albă. Așadar, cum v-am spus, aici toate fetele seamănă cu miresele, pentru că sunt cu zadie albă peste șurț alb cu cămașa albă, această cămașă fiind cea cu spăcel, cu guler și gură din modelul celor mai vechi, deci nu este acea cămașă cu platcă. Știți acea poveste despre care v-am spus cu creionul? Modelele sunt ieșite în evidență prin faptul că sunt împunse cu creionul. Aici, în aceste zone, dacă vedeți, sunt făcute în așa fel încât rămân acele găurele care sunt scoase în evidență cu creionul. Așa cum am spus, în zona Codrului nu găsim acel brâu pentru că este cordonul atașat deja de poale și el este ornamentat, bogat, în așa fel încât în față să fie cât mai frumos. Dacă mai doriți informații despre portul popular, nu neapărat din Maramureș, din toate zonele, emisiunea pe care eu cu Andreea Haisanu facem, Magazin Folcloric, la începuturile ei a avut o rubrică numită Elemente de port popular, prezentată de doamna Doina Ișfănoni. Dacă sunteți interesați, puteți să căutați pe YouTube. Sunt emisiunile de la început, cele mai de la început, de acum câțiva ani. Veți găsi această rubrică acolo, sper să vă placă foarte mult. Noi am lansat și un DVD cu elemente de port popular. Nu știu în ce măsură se mai găsește acum, mă voi interesa și dacă sunt doritori, îi aștept să ne scrie și vom vedea cum o putea să facem ca să ajungă în posesia lor. Cam asta a fost ce am avut eu să-ți spun. Crezi tu, Paul, că ai gătat? N-am gătat, dar ce trebuie să mai fac? Să ne crezi ceva frumos din zona ta, pentru că era păcat. Am vorbit cu etnologul din Paul, dar cu solistul încă nu. Da, într-adevăr îmi place că Loredana mă provoacă.
Și o să vă cânt. Nici prin cap nu a trecut. Nu, să știți că nu m-am așteptat la cât am vorbit, nu m-am așteptat să mai și cânt. O să vă cânt un cântec doinit. Din Maramureșul istoric, din subzona mea. Cântec adus în fața lumii de regretata Ioana Petreuș, pentru că frații Petreuș au avut și o soră. Nu știu câți dintre voi știu asta. Ioana Petreuș a cântat inițial cu ei până în momentul când a trecut la cele veșnice. Și cântecul se numește Care cuc mi-o cântat mie. Și sună cam așa. Care cuc mi-o cântat mie, ai de la munte să nu zie. Da ziei numai pe dilemă, Paul, tu știi că eu am o afinitate pentru interpretul Paul de la 14 ani încoace. Tot timpul te-am apreciat foarte mult și îmi place că ești un om curios care tot timpul se perfecționează. Și respectele mele și mulțumiri pentru faptul că ți-ai răpit din timpul tău în așa fel încât să-i ajut și pe colegii noștri mai mici care se uită la noi și care probabil sunt mânați de aceleași curiozități. Eu sper din suflet că am fost de ajutor, sper că nu v-ați plictisit. Eu am vorbit un pic cam mult, dar acum, dacă ne-ați urmărit până la final, este foarte bine. Vreau să-i mulțumesc Loredanie, pentru că, iată, nu e puțin lucru ca un tânăr, acum tineri, toți suntem de ceva vreme. Bine, pensia mă bucură când mă face cineva tânăr acum. Da, dar un om este pasionat de aceste lucruri care nu sunt spuse atât de des și ar trebui să fie spuse. Și ți-am spus că te felicit pentru că ai cumva ai anticipat și un proiect viitor de al meu, despre care nu o să vă pot spune prea multe acum, dar este de o anvergură mai mare, mai în detaliu. Da, știi ce, mă bucur că ai venit azi la mine, că mi-am făcut și eu o repetiție, un intro. Mi-am dat și eu seama cum va trebui să fie. Și atunci mă bucur foarte mult. Ideea este că eu nu încerc să împart aceeași felie cu tine, Paul. Noi doar notăm așa elemente esențiale din fiecare zonă, ne documentăm așa cât de cât să ne ancorăm în realitate, dar proiectul meu se referă în mod special la tehnica vocală și la viața omului, interpretului, pe scenă. Ce se întâmplă și la nivelul emoțiilor, cum putem să gestionăm anumite probleme care apar. Le-am trăit, am avut și noi curiozități și nu le-am găsit într-un singur loc adunate la oaltă. Da, dar iată, e bine că te-ai aplicat și pe partea aceasta de costum, pentru că am văzut că acum mai nou este un trend bun în care scot costume vechi și le readuc în față, dar mai sunt și derapaje și atunci trebuie să le explicăm, nu trebuie dat cu bâta, trebuie explicat, pentru că odată ce omul este atent și își apleacă, și vrea în primul rând să-și aplece urechea. Dacă sunt pasionat, sigur își apleacă urechea. Sigur vor găsi ceva bun la tine, uite aici, pentru că urmărind vlogurile Loredanei, veți găsi tehnici de vocale, de execuție, de respirație, de am înțeles că ai fost și la fitness, dar ce n-ai făcut? Stați acolo pe YouTube că încă mai pregătesc ceva extraordinar, după părerea mea. Zilele astea filmez și o să vedeți. Mulțumesc din suflet că ai poposit pe la mine, vă mulțumesc și vouă că ne-ați dat atenție, te felicit din toată inima pentru acest proiect și mult succes înainte, dă-i bătăi! Doamne ajută, să fim bine cu toții, să fim sănătoși și, de ce nu, poate vii și cu altă ocazie. Cu mare drag, cu mare drag!